And every evening, when all my day work is through, I call my baby and ask him, what shall we do? I mention movies, but he don't see any dad. And then he asks me, why don't I come to his flat and have some super? And let the evening pass by while playing records. Besides a groovy high five, I say yeah, yeah. And that's what I say yeah, yeah. We'll play a melody and turn the lights down low so that I can see. We gotta do that, we gotta do that. We gotta do that, we gotta do that. Everybody talks, everybody talks. Everybody talks, everybody talks. Everybody talks, everybody talks. Bună, prieteni, sunt Simona și alături de mine este antrenorul meu, Andrei Mlariu. Salut! Care este și mare maestru internațional și aș vrea să mi-l prezint și vouă. La ce vârstă te-ai apucat de șah? Mai serios, m-am apucat la 7 ani. Pe la 4-5 ani am început să mă joc cu piese, dar de învățat șah la 7 ani m-am apucat. Cum era atunci să fii copil șahist? A fost o perioadă foarte frumoasă, mai ales pentru că șahul mi-a plăcut foarte mult și am avut norocul să am și mai mult timp liber față de perioada actuală. Eu n-am avut chiar de multe teme, ceea ce m-a făcut să pot să merg și la școală cu plăcere și să practic și șahul, care este pasiunea mea cea mai mare. Cum crezi că este pentru un copil să facă șah în pandemie? E perioada mai grea acum, pentru că totul se desfășoară pe calculator sau majoritatea antrenamentelor și concursurilor. Dar trebuie să trecem peste partea aceasta în speranța că o să revenim la turneele față-față și la antrenamentele față-față și de ce nu și la socializarea de care cred că ne e dor tuturor. Preferi turneele și antrenamentele online sau față-față? Întotdeauna am preferat turneele față-față și îmi doresc foarte mult să revenim la participarea turneelor față-față, dar în perioada aceasta va trebui să participăm și la concursul online, așa cum și tu știi că ai participat și cu echipa și ai luat medalia de aur și te felicit încă o dată. Dar aceste turnee care au fost online ne ajută să ne pregătim pentru cele care o să urmez. Ce sfaturi ai pentru copii în această perioadă? Păi este o perioadă bună de învățat și de acumulat cunoștințe, pentru că avem mai mult timp de stat în casă și atunci putem să profităm de lucrul ăsta. Și, de asemenea, urmează vacanța mare, în care sperăm să participăm la turnee și să mergem împreună cu echipa să ne bucurăm de turneele față-față și de atmosfera de echipă. Mm-hmm. În ce perioadă a carierei tale te-ai simțit cel mai fericit? Probabil că în primii ani de șah, în care am reușit să câștig multe medalii și să îmi depășesc anumite așteptări pe care nu credeam că o să reușesc. După aceea, așteptările au fost mai mari și a fost mai greu să le depășesc. Dar la început au venit ca niște surprize foarte plăcute. Întâmplare amuzantă din cariera ta de șahist? Majoritatea partidelor pe care le-am jucat au fost foarte tensionate și am pus foarte mult suflet, de asta cumva le-am tratat cu foarte mare seriozitate, dar îmi aduc aminte cu plăcere când jucam cu un prietenul meu foarte bun, Gabriel Grecescu. Am jucat la un campionat național, o partidă care decidea titlul de campion național. Și după aproximativ 6 ore de joc, rămăsând doar noi doi în sală și efectiv niciunul dintre noi nu mai reușea să-l învingă pe celălalt. Și pur și simplu am bufnit amândoi în râs, pentru că ne-am dat seama că, deși am încercat cât am putut amândoi, N-am reușit mai mult de atât și cumva am terminat partea prietenește și ieșind amândoi din sală fericiți. Care este cea mai lungă prietenie de la șah? Păi, prietenile am început să le leg în jurul vârstei de 8-9 ani și cam de atunci datează și cea mai lungă prietenie, care este cu Gabriel Grecescu, care suntem prieteni și astăzi și mai mult de atât, este și nașul nostru, ceea ce este cu atât mai important. Cum reușeai să joci cu prieteni în concursuri? Păi, întotdeauna am tratat partele ca un lucru foarte serios și faptul că noi luptam
pe tablă nu însemna că trebuia să fim, trebuia să fim adversari în afara tablei. Deci ce se întâmpla pe tablă, se întâmpla pe tablă, iar socializarea și joaca de după, de după partidă nu aveau nimic de a face cu rezultatul acelei partide. Cum reușeai în copilărie să treci peste o înfrângere și să te motivezi pentru următoarea partidă? Asta era un lucru greu pe care, pe care încercam din răsputeri să-l fac. Eram foarte supărat după ce pierdeam o partidă, dar îmi dădeam seama sau încercam să realizez faptul că dacă mă lăsam afectat de acea partidă, urma să o pierd probabil și pe următoare. Și atunci, din două rele, preferam să mă concentrez pentru partea următoare și să încerc să avem și o partidă bună, după partea rea. Cum te pregăteai pentru un concurs și aveai emoții? Da, așa cum îți mai spuneam și îți mai spun de fiecare dată când ne mai întâlnăm, înaintea un concurs trebuie să te pregătești un pic mai mult și trebuie o anumită metodă de pregătire. Dar asta nu înseamnă că celelalte zile nu mă pregăteam. Deci, practic, eu mă bazeam foarte mult pe antrenamentul pe care îl făceam acasă și da, emoții aveam de fiecare dată și acum am emoții. Dar mă gândesc că am făcut ceea ce a trebuit, m-am pregătit și odată ce încep partida, emoțiile dispar și toate gândurile mele se îndreaptă spre mutări și planul de joc și ce trebuie să fac pe tablă. Cât a durat cea mai lungă partida ta? I-am prins vremurile în care partidele erau limitate la 7 ore și atunci am avut mai multe partide care au durat 7 ore. Desigur, pe unul le-am câștigat, pe unul le-am pierdut. Dar întotdeauna după o parte de 7 ore te simți ca și cum ai fi jucat o săptămână în continuu. Mai știi care a fost cea mai grea partidă a ta jucată? Sunt multe momente importante, dar probabil cele mai importante momente sunt acelea când am câștigat medalii pe plan internațional. Și atunci mă gândesc la titlurile pe care le-am câștigat cu echipa, la medalia de bronz pe care am câștigat-o la individual, la campionatul european, mă refer. Și atunci cred că ultimele partide, dinainte de a ieși pe podium, cred că acelea au fost cele mai grele momente. De ce crezi că ar trebui copiii să învețe să joace șah? Șahul e considerat sportul minții și e foarte ușor de înțeles de ce ar trebui să faci lucrul ăsta. Dar pe lângă avantajele astea pe care ți le aduce de concentrare, de memorare, de atenție, eu cred că există foarte multe avantaje și pe plan al prietenii. Pentru că se leagă niște prietenii, călătorești în mai multe orașe, te poți și distra jucând șah. Ce este eu de șah îți place cel mai mult? Cel mai mult îmi place să joc șah clasic, îmi place să am timp să gândesc, îmi place să joc partide lungi, fără să trebuiască să am grijă timpului neapărat. Dar în ultima vreme, cele mai multe concursuri sunt de șah rapid. Așa că îmi place șah clasic și rămâne preferatul meu, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să joc și concursul de șah rapid sau de biță. Cu ce culoare ai asocia jocul de șah în afară de arșinele? Dacă stau să mă gândesc la piese, majoritatea pieselor care am jucat au fost galbene și maro. Dar pentru că îmi plac mai mult culorile deschise, o să aleg galben. Ok. Dacă ai fi mai nebun pe tabla de șah, ce culoare ai preferat să fii pe ea? Păi m-aș uita unde este regele adversarului și aceeași culoare pe care mi-ar plăcea să fiu. Ești cu pionul pe ultima linie și te transformi nebun. Acum ai trei nebuni. Ai prefera să ai doi nebuni de alb sau doi nebuni de negru? Ar trebui să mă uit să văd, în primul rând, ce piese pot să capturez. Având în vedere că nebunii pentru o singură culoare, trebuie să am grijă ca cei doi nebuni să-mi folosească. Și atunci trebuie să vedem întâi ce piese are adversarul și unde sunt plasate, iar după aceea să-mi aleg culoarea în funcție de acest lucru. Mm-hmm. Ce parte a jocului preferi și de ce? Păi, deschiderile sunt o parte a jocului de șah care sunt foarte concrete. Adică dacă le știi de acasă, le preferi, pentru că acolo ești puternic. Dacă nu le știi, atunci încerci să le eviți și vrei să ajungi în jocul de mijloc, care este mult mai interesant și mult mai complex, dar în care îți trebuie mai multe cunoștințe.
Eu personal mă bazez foarte mult pe deschidere, pentru că îmi place să învăț lucrurile de acasă și îmi place să, să am o superioritate de încă de la începutul practic. În șah, un sacrificiu nu e neapărat un sacrificiu. Poți explica de ce? În general, un sacrificiu înseamnă să-ți pierzi o piesă. Dar scopul acelui sacrificiu este de a obține un beneficiu mai mare sau un câștig mai mare. Și atunci, în momentul în care sacrificăm o piesă, de fapt, noi căutăm să câștigăm partida sau să obținem mai multe puncte decât am pierdut. Deci, practic, un sacrificiu nu este un sacrificiu pentru că în viitorul apropiat urmează să câștigi o valoare mai mare de puncte, astfel încât să ajungi la avantaj. Dacă ar fi să alegi dintre jucători sau antrenori, ce alegi? Grea întrebare. Mi-a plăcut și îmi place foarte mult să joc șah, doar că îmi place să joc șah și să mă antrenez. Pe de altă parte, în momentul în care antrenez elevi, copii, urmează să nu mai poți să te mai pregătești atât de mult. Așa că, în acest moment, prefer mai mult postura de antrenor. Vreau să spun niște întrebări fulger și, ca de obicei, ca la șah, o să ai 5 minute pe ceas să răspund la toate. Ești de acord? Super! Să începem? Ok. Atunci hai să începem. 5 minute. Jucătorul tău preferat? Karin Kasparov, fără nicio îndoială. Ok. Piesa ta de șah preferată? Aici o să prefer dama, pentru că am posibilitatea să dau mat cu ea. Cu ce culoare prefer să joci? Și de ce? Îmi place să joc cu albul, pentru că mut primul și pot obține avantaj de pe urma acestui lucru. Din părerea ta, cel mai bun șahist din lume? Care te-a scris? O să răspund tot Garry Kasparov. Cred că a fost cel mai complex jucător și cred că a adus șahul la un alt nivel. Cine crezi că a promovat șahul cel mai bine? Șahul a căpătat o ascensiune în ultima vreme foarte mare și cred că acest lucru îi se datorează și actualului campion mondial, Magnus Carlsen. Cine crezi că este cel mai nonconformist jucător de șah? Dacă stau să mă gândesc la multipli campioni mondiali, cred că l-aș alege pe Fischer, care mi s-a părut o personalitate cu totul deosebită. Cel mai creativ jucător? Cel mai creativ? L-aș alege pe Tal, care a fost un maestru al atacului și al sacrificiilor, nu întotdeauna cele mai corecte, dar creativ, da. Da. Cel mai haios jucător? Cel mai haios. Cel mai haios jucător de șah. Cred că va alege pe Spassky. L-am cunoscut. Am văzut că poate să și glumească, dar aici nu sunt sigur, foarte sigur de răspuns. Și mai am încă 3 minute pe ceas. Cea mai bună jucătoare de șah din lume? Cea mai bună jucătoare de șah din lume? După părerea mea, una dintre singurele jucătoare care a reușit să se lupte cu bărbații este Ingrid Bolgar și o consider cea mai bună jucătoare feminină din lume. Tactică sau strategie? Prefer tactica întotdeauna pentru că pot să dau mat. Da. Cel mai faimos jucător cu care ai jucat? Am jucat cu mai mulți jucători faimoși, dar din punctul de vedere a faptului că a ajuns să joace cu actualul campion mondial, Magnus Carlsen, o să răspund Caruana. Cu cine ai vrea să joci șah? Aș dori foarte mult să joc șah cu Garry Kasparov. Și ultima întrebare, te-ai uitat la The Queen's Gambit? Da, m-am uitat, mi-a plăcut foarte mult și îmi doresc să apară cât mai multe filme de genul acesta care să promoveze șahul. Ai răspuns și mai ai 2 minute și 5 minute. Yes. Ai reușit. Da. Mulțumesc. Așa. Dacă mai aveți întrebări pentru Andrei, scrieți în comentarii și mulțumesc că mi-ai răspuns la întrebări și că ne-a făcut video asta și de astăzi să ne vedem iarăși la rând. Mă bucur și eu, îți mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc. Și mult succes! Mulțumesc!